Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde puteți să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Unde putem să ne ascundem mai bine de caniculă, dacă nu în pădure, la munte, în zonele în care natura încă ne mai păzește și în locurile în care intervenția omului nu a fost atât de mare, să spunem. Sunt multe zone în județul Hunedoara care încă ne mai oferă răcoarea aceea după care tânjim cu toții în această perioadă, dar trebuie să fim foarte atenți atunci când alegem să parcurgem anumite trasee montane, să fim atenți la ceea ce se întâmplă și în jurul nostru, pentru că de multe ori am auzit această expresie: muntele ne este prieten, dar ne poate fi și dușman. Dacă este sau nu dușman, aici este discutabil, pentru că din punctul meu de vedere, cred că ține de fiecare dintre noi ce facem și cum procedăm în anumite situații și astfel muntele nu poate să ne fie dușman, decât prieten. Vom discuta astăzi despre ce înseamnă întregul areal al județului Hunedoara cu privire la trasee, cu privire la zona montană. Să nu uităm că în această perioadă de vară vin și foarte mulți turiști din străinătate. Din fericire, încă mai sunt căutate zonele acestea ale noastre și mulți dintre ei, sau unii dintre ei, poate nu sunt echipați corespunzător, dar o să ne spună mai multe invitatul meu de astăzi cum se comportă turiștii atunci când vin aici la noi în județul Hunedoara. Așadar, invitatul meu este domnul Ovidiu Bodean, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Probabil că nu doar turiștii străini sunt mai slab sau mai bine echipați atunci când ajung în munte, probabil că și cei de aici, din zona noastră, mai uită uneori aceste reguli minime până la urmă, da, atunci când vine vorba de a parcurge anumite trasee, fie că vorbim de trasee de o dificultate mai scăzută sau acele trasee montane unde trebuie să avem o pregătire fizică probabil mai mare, dar și echipament, obligatoriu. Da, așa este. Vin foarte mulți turiști și din străinătate și de la noi din țară. Foarte, foarte mulți campează în zonele de gol alpin, Bucura, Zănoaga, Pietrele. Așa cum a spus, căldura de care ne-am lovit acum se resimte și la munte. Mai ales în golul alpin, pe creste, unde soarele te bate deasupra capului, ar trebui să ai ceva pe cap, o șapcă, o umbrelă. Știți cum se spune, bronzul de munte ține mult, e mai sănătos, să spunem. Nu neapărat și întotdeauna sănătos sau benefic, mai ales pentru persoanele în vârstă, ceea ce viața ne-a și demonstrat. În ultima perioadă am avut două accidente mortale la două persoane cu o vârstă destul de înaintată. O persoană care a decedat în retezat, făcea parte dintr-un grup de 12 turiști din Ungaria. Ce s-a întâmplat în acest caz? A căzut pe traseul care face legătura între vârful Retezat și lacul Bucura, undeva înainte de Tău Porții. E într-adevăr o zonă mai abruptă, dar acum pe fondul și pe fondul vârstei înaintate, 72 de ani, pe fondul temperaturilor ridicate, undeva la 35-36 de grade afară, soare, nu știu dacă, probabil avea și alte afecțiuni, a făcut ca persoana să cadă, s-a dezechilibrat, asta nu știm ce s-a întâmplat. Cert e că a căzut pe o zonă de abrupt foarte mare, a fost chemat și elicopterul, pentru că era vorba de traumatism sever. Echipa de prim răspuns din Bucura a fost imediat, în 10-15 minute cred că a ajuns la fața locului, a început resuscitarea, însă după ce elicopterul cu medicul de la elicopter a sosit la fața locului, s-a declarat decesul. Și încă o persoană în zona Straja tot așa a plecat în drumeție cu soția, am înțeles, de la băieți, și acolo a intervenit o stare destul de avansată de epuizare, o stare de rău.
persoana a căzut, a făcut un stop sau comoție, nu știu exact, cei de la ambulanță. Au început resuscitarea timp de mai bine de o oră. Sau, din păcate, sau din nefericire, persoana a decedat. Deci, tot pe fondul căldurii și extreme și a traseului, să spunem, în ambele cazuri, traseu destul de lung abordat în funcție de puterile fiecăruia. Cam asta este problema. În afară de cea frecventă cu echipament necorespunzător, aici intervine cea mai mare problemă. Se duc turiști în munte, abordează un traseu lung, mult mai lung decât condițiile lor de pregătire fizică, și atunci se întâmplă, ba, ajung târziu noaptea, n-au lanterne, n-au ce le trebuie, nu mai găsesc traseul, se pierd, sună la 112, vin băieții care sunt de serviciu în ajutor. Sau traseul lung, se simte epuizarea, sub rucsacul greu, căldură și așa mai departe. Spuneați de lanternă, de anumite obiecte care ne pot ajuta, inclusiv în cazul inclusiv în care... Mănuși. Inclusiv mănuși. Ce ar trebui să conțină acel rucsac cu care deci, pornim necesar, pe un traseu? Strictul necesar, depinde, acum depinde și de câte zile stai în munte. Dar de obicei, turiștii se duc într-o zonă de campare, cum e Bucura, pun cortul acolo și fac trasee de o zi. Și atunci, în traseul ăsta de o zi, ce trebuie să ai cu tine neapărat? O haină de vânt și ploaie foarte bună de să nu... sau o pelerină de ploaie, dar după cum știm și pelerinele au două, adică e bună, te protejează de ploaie, dar dacă e vară și cald, transpiri înăuntru, e ca și cum te-ar ploua. Dar atunci o haină bună de rezistentă la ploaie, o încălțăminte bună. Folosim bocanci inclusiv vara. Folosim bocanci, că aici este o mare problemă, că foarte mulți dintre turiști nu sunt prost echipați sau neechipați, sau aș spune neechipați corespunzători. Ei au încălțări bune, dar nu le au adecvate, adică nu-și cumpără bocanci, își cumpără genul de pantof sport, cum zicem noi între ghilimele Adidas, că sunt mai ușor și bun de mers. Da, sunt de alergat, dar nu pe munte, sau sunt de alergat pe poteci drepte, ferme, nu cu bolovani, cu stânci, unde aluneci, n-ai siguranță la încheietură. Aici este mare greșeală. Glezna trebuie să fie protejată, bine protejată. Pentru că acolo obosește piciorul și de acolo încep toate necazurile. Deci să ai o pelerină de vânt, o pufoaică mică de vară care se strânge cu un sac de compresie dacă se întâmplă să-ți fie frig. Eu nu plec, de exemplu, la munte, poate să fie 40 de grade afară dacă n-am căciulă și mănuși. Am pățit-o odată și de atunci m-am lecuit, dar... Și poate vorba aceea, după atâția ani de experiență în creierii munților, bine, cum se era spune. Era mai tânăr când am pățit-o și de atunci... Păi bun, dar iată că acum vorbim după da. Zeci de ani de experiență, nici acum nu plecați fără nu, și aceste obiecte. De obicei te duci, te uiți afară, azi 40 de grade, ce mai mi-au și eu pe foicuță la mine și aia așa, nu, mă duc ușor în pantalon scurt și dacă se poate și la... Da, dar în 5 minute poate să se schimbe vremea, să vină un val de ploaie rece, intri rapid în hipotermie pentru că corpul nu-i trece treptat prin procesul de acomodare și atunci e o trecere bruscă de la 40 de grade la 0, să spun, nu chiar 0, la 10 grade, intri clar într-o hipotermie și ce e mai periculos? Degetele, da. Urechile, extremitățile, da, picioarele. Deci trebuie să fii bine protejat. Așa, asta da. E. Lanterna obligatoriu, da? Lanterna obligatoriu, să ai două, trei batoane din asta cu cereale energizante, cu fructe uscate, care sunt și ușoare de cărat și au o concentrație bună de, și hrănitoare, deci nu trebuie să ai o conservă care e grea și am trecut peste... Da, borcanul cu zacuscă erau pe vremuri, că nu aveam de unde să luăm. Acum peste tot găsești. Deci ceva pentru o tură scurtă, așa, și un bidon de apă. Acum depinde de zona în care te duci, că în retezatul mare apă e destulă, în retezatul calcaros e mai puțină, atunci trebuie să ai cu tine apă, chiar dacă o iei de la izvor, a se deci evita... putem să consumăm fără probleme apă de izvor. De preferat de la munte. Izvor, pentru că, na, acum e o problemă, sunt, în această perioadă sunt oile sus, în toate zonele alpine.
Și nu se aplică acea vorbă, nu? Dacă a trecut de trei pietre, putem da, să nu prea, consumăm. Dacă ar fi respectat cum trebuie zona de zăcătoare a oilor, da, nu e nicio problemă, însă de multe ori ele se duc și ele la apă, se adapă, na, trec pe acolo și e bine să luăm apa din izvor. Și sunt destule izvoare, nu, asta e problema. Sunt marcate, adică turiștii nu pot să observe ușor sunt unde sunt aceste câteva, izvoare? Sau? Sunt câteva marcate la zonele de campare, cu siguranță sunt zone campare și ce de știut că nu se fac, nu se face baie în lacuri. Nu că ar fi o mare problemă, dar ca la noi, când dai drumul liber să faci baie, se apucă lumea cu șampoane, cu spumante, cu să se spele. Da, te poți spăla la râu ca orice om liniștit, fără să te arunci în apă, plus că dacă treci de la o temperatură de 40 de grade afară resimțită și te arunci în apă, s-ar putea să faci cu un șoc hipotermic și să nu mai ieși. Câte grade are apa acolo? Păi 4-5 grade. Că sunt izvoare chiar și acum, sub, în, chiar perioada, și acum în perioada de vară. E cald de la suprafață, însă jos, nu știu dacă reziști un minut cu picioarele în apă. Încep să-ți amorțească. E foarte rece. Sunt lacuri glaciare care au izvoare. Deci este interzisă. Interzis pentru că e parc național și ne apucăm să deversăm în lacuri tot felul de prostii. Pe lângă Salvamontici ne-ar mai trebui și Salvamare atunci, nu? În munte. Că da, cam da. Da, deci te poți pe la liniștit. Este loc de la izvor unde se iei apă pentru personal. E zona unde se devarsă lacul și acolo te poți spăla, răcori fără probleme, da. A se evita spălatul cu șampoane și cu care fac spume și chimicale deversate în apă, în râuri care în apă. Pe cât posibil să evităm. Și așa sunt destule chestii poluante, mai deversăm și noi în apă. S-au mai educat turiștii atunci când ajung în zonele montane în ceea ce privește modul în care își gestionează deșeurile acelea unii care da, unii rămân nu în urma lor? Adică cei care au experiență, sigur, sunt, au deja o educație montană, să spunem așa, dar cei care vin pentru prima oară sau a doua oară pe munte sau n-au mai fost niciodată, nu sunt obișnuiți. Chiar la noi, la punctul Salvăm din pietrele, ca nu e tot timpul permanent, să facem pe weekend, facem în perioadele în care e afluență turistică mare. Și acolo ne-au furat din lemne, ne-au spart ușile de la toaletă, nu le pot folosi normal, mă rog, educație, de lasă gunoaiele acolo la noi, deci zici că noi suntem transportatori de gunoaie. Ce să zic, unii sunt educați, alții mai puțin educați. Încercăm să le explicăm ce e bine, ce e rău. Na, îi vedem. Și chiar și străinii, vedem, vin foarte preocupați să facă cât mai multe trasee într-o zi și aleargă mult, vin cu mașinile obosiți, seara se duc la cabană și dimineața la prima oră pleacă pe munte, ceea ce nu e chiar ok. Ar trebui măcar o zi, nu, de acomodare așa, de parcurgerea da, unui traseu mai acum scurt, nu sunt, mai ușor. Da, nu sunt munți de 5.000 de metri, dar trecerea de la 300 de metri, unde îți petrezi zilnic viața la 2000 de metri, e o mică diferență de nivel și îți pune un pic organismul la încercare. Și dacă n-ai un, să zic așa, un pic de antrenament, îți dă un pic organismul peste cap, oboseala apare mult mai repede, aerul mai rarefiat, căldura care te bate în cap, greutatea, na. Care sunt cele mai, nu știu, două dintre cele mai ușoare trasee pe care ați putea să le recomandați celor care nu au poate o pregătire atât de bună fizică, dar și cele mai spectaculoase și dificile în egală măsură? Acum, poate ne dați așa câteva da, sfaturi pentru perioada ca, următoare. Asta e ca la când te duci să cumperi ceva, vreau ceva ieftin, dar foarte bun și foarte frumos, nu există. Deci ca să vezi ceva spectaculos și frumos, trebuie să abordezi trasee mai lungi, pentru că tot zona spectaculoasă e golul alpin și subalpin. Partea de jos, când pleci pe traseu, e multă pădure și vizibilitatea, adică peisajele nu pot fi observate de jos. Doar din zona, să spunem, când vezi retezatul de pe Țara Hațegului, da, se vede frumos.
Ei, când ajungi sus, spectacolul și să abordezi o creastă, un vârf și să poți să ai de acolo o panoramă frumoasă, să vezi lacurile. Sigur, nu sunt trase foarte lungi. Te duci și te campezi, să zicem, la Gențiana sau la Pietre sau un Răușor, unde ai condiții super și trebuie să abordezi trase ușoare. Nu trebuie neapărat să te duci până pe vârful retezat dacă nu te țin balamalele. Te poți duce într-o șaua mai aproape, în șaua Ciurila, de exemplu, faci din Răușor o oră jumate, două ore și de acolo ai o vedere panoramică foarte frumoasă la cam la toate văile care sunt dispuse către nord. Deci ai o experiență frumoasă. Te poți întoarce pe alt traseu, poți să cobori până la cabana Pietrele, dacă timpul și condiția fizică îți permite. Da, e un traseu ușor. În alte, cum ar fi Parângul, te duci până pe vârful Cârja, într-o ușoară plimbare. Dacă poți mai mult, abordezi un traseu mai lung și tot așa. Deci, în funcție de condițiile fizice. Nu? Ele pot fi traseele, pot fi parcurse până la jumătate. Pentru că majoritatea din ele la jumătate poți să vezi multe. Și te uiți la ceas, vezi cam... E important să procedem dis de dimineață, nu? Pe aceste trasee. E mai bine, mai ales în condițiile actuale, când e și mai răcoare dimineața, iar la prânz e bine să stai undeva la umbră, ai un sandwich sau un ceva de hrănit, mai bei o apă, stai la umbră și atunci te reîntorci. Vezi cam spre după cum stai, cum stai cu efortul, cum stai cu timpul și da, te reîntorci. Și nu în ultimul rând să consult toate site-urile de vreme. Că și noi le consultăm, facem o medie, ne uităm la ele, dar totdeauna să am, dacă spune că s-ar putea să fie ceva nori pe aplicația meteo, cu siguranță în retezat vor fi mulți nori. Deci trebuie să amplifici un pic. Vremea e foarte schimbătoare și pe munte se adună nori și din cauza condițiilor atmosferice, adică se încălzesc stâncile, se formează condens, nori apar imediat, na, sunt mai multe chestii. Meteorologii știu foarte bine treaba asta și ar trebui să ținem cont de... La munte amplificăm întotdeauna cu 2. La 6 mai reducem puțin. La 6 mai ne luăm după prognoza meteo, care e foarte bună, dar de multe ori la munte e imprevizibilă. Unde putem campa legal? Pentru că legal sunt, în munte. Exact, legal în munte, corect. Pentru că sunt unii care am obosit, aici îmi pun cortul, nu aici e nicio rămână... problemă. Dacă, de exemplu, sunt persoane care fac n-au mai un fost... foc de tabără, poate... Ah, nu, aici... Deci dacă... Sunt zonele de campare, sunt, le găsești în, să zicem așa, în orice zonă din județul Hunedoara. Pe pagina noastră de pe site-ul nostru găsești traseele montane, zone de campare, unde ai voie să pui cortul, unde n-ai voie să pui cortul. Mai ales în zonele unde cu restricții de mediu, cum ies parcurile naționale. Acolo sunt zone de campare gata, bine stabilite și normale unde poți să pui cortul, dar dacă te prinde noaptea și nu mai decât să bâșbăi prin întuneric și nu pui cortul undeva chiar lângă potecă, cu condiția ca dimineața să nu se vadă nimic, adică nu lași gunoaie mizerii, nu te-a pus să faci focul, oricum n-ai din ce să-l faci, dacă tai șneapă nu e infracțiune, deci atenție mare, nu e contravenție, este infracțiune, pentru că e ocrotit de lege. Dar la munte te duci echipat cu cort, dacă ai cort să ai și un mic primul să-ți faci dimineața o cafea, un ceai, își pui cortul, dacă te-a prins noaptea nimeni nu te va amenda sau ai pus cortul, l-ai ridicat și ai plecat. Am avut multe experiențe de acest gen, chiar eram de serviciu în Zănoaga și se vedea că vine o vreme foarte urâtă. S-a lăsat și noaptea, vedeam, am văzut în ultima... cu ultimele luminițe niște turiști care veneau spre zona de campare, însă erau destul de departe. N-au ajuns. Dimineața m-am uitat cu binocul și am văzut cum strângeau cortul de lângă potecă, dintr-o zonă înainte de a cobori la lac. Au strâns cortul, au adunat tot, n-a rămas absolut nimic lângă ei, a venit, a spus, uite, ne-a prins. Da, am văzut, nicio problemă, se întâmplă. Mai bine că a spus cortul decât să umblați prin ploaie, Doamne, vezi, se mai întâmplă ceva, vă pierdeați, căutam după voi.
Dar asta nu înseamnă că pui voit cortul, că au fost și din asta. S-au oprit și au stat până s-a făcut noaptea. Deci au venit la ora 3 și au stat până la 6 când a venit în serară, că le-a plăcut lor să pună cortul acolo. Mai sunt și cazuri din astea, dar le mai depistăm. Dacă ne ducem acum puțin așa în această direcție, muntele, dușmanul nostru, sunt mulți care își doresc să parcurgă anumite trasee, își doresc să vadă tot ceea ce înseamnă peisajele acestea superbe, dar le este teamă de animalele sălbatice. Și cred că ați întâlnit astfel de oameni care își doresc, dar vine frica aceasta că se pot întâlni cu ursul, că poate își pun cortul într-un anumit loc și noaptea aud așa prin jurul lor anumite zgomote, da, care ar putea să îi sperie. Chiar înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, am răspuns la niște mail-uri, la foarte mulți turiști intră și ne întreabă cum e cursul, unde se pot campa, că vedem drumul, ce se întâmplă în țară, în unele zone. Da, și le răspundem cu mare plăcere. Chiar e de dorit astfel de întrebări, pentru că îi pregătești dinainte. Ai o cât de cât o conversație cu ei pertinentă și îi poți îndrepta spre bine. Da, ne întreabă mulți turiști cum, dacă sunt mulți urși. Sunt, asta este, ei la casa lor, noi venim peste ei. Cei de știut să nu părăsească traseele turistice, pentru că acolo sunt mulți turiști pe traseu și ursul cam evită, cei sălbatici vorbesc cam evită zona populată. Cei care s-au mai domesticit așa, din fericire nu avem în zonă, din fericire nu avem în zonă domesticiți cum sunt prin alte locuri, nici sper să nu, nici nu avem. Da, mai vin în zonele unde sunt stâne, pentru că își mai iau din impozit câte o oaie, dar mai vin și la corturi, dacă asta este bine de știut, cei care vin sau sunt amatori în a aduce fructe, mere sau alte fructe care au un miros pătrunzător, ursul simte, da, și normal că a băga mere la magazin, hai să ne luăm niște mere. De evitat, a lăsat fructele pe afară sau mere, dacă, bine, nici nu e o zonă cu pădure unde e zona de campare, să zici că agăți fructele în oriunde le agăța ursule, se cațără și le ia, nu? Asta e problema mare. Bun, și ce facem dacă evităm ajunge să luăm fructe, în zona evităm să luăm fructe de cu noi la așa, n-avem ce, că el dacă vine, vine noaptea, ziua nu o să vină, vine noaptea la resturi de mâncare, să nu arunce resturi după ei, le ia, le duc fructe. E și greu de cărat și de transportat și de păstrat, mai bine fructe uscate care le pui într-o pungă și nu dau mirosuri tot felul. Și dacă l-auzim la ușa cortului, încercăm ce să facem? Acum chiar n-am avut de ea, că de zeci de ani de când sunt în Salvamont, n-am avut niciun turist transportat sau la care am acordat prim ajutor cum că a fost atacat de urs. Doar ciobani care ies să se bată cu ursul ca să-și recupereze mielul sau oaia, da, și normal că cine câștigă, nu prea câștigă ciobanul, că na, asta e viața. Vine ciobanul, dă cu bâta, ursul lasă mielul, ia ciobanul, na, schimbul. Bine, nu atacă, nici când vine ciobanul să dea cu bâta, el se apără, mai dă așa cu câte o gheară, că dacă ar fi chitit să omoare, n-ar scăpa cu bâta, prăpări, cu tot și exact, cu câini. Dar stăm liniștiți în cort, da, dacă cumva auzim zgomote dubioase în jurul nostru. Să facem gălăgie, să stăm liniștiți, dacă auzim ceva, sigur, să ieșim afară cu lanternă, cu facem gălăgie, unde sunt multe corturi. Dar nu a venit, vă spun, nu a venit niciodată la corturi, mai ales. În zonele sunt șanse unde să-i întâlnim pe trasee? Pe trasee, cu siguranță, sunt șanse să-i întâlnim din greșeală. Noi am întâlnit de multe ori, dar totdeauna s-au întors, s-au fugit, că na, ursul asociază deocamdată pericolul om cu pericol, dar acum de când nu s-au mai vânat, na, într-adevăr sunt mulți. Se schimbă puțin legea și în ceea ce privește numărul de urși, pentru că, din câte am înțeles, se va da așa startul la vânătoare în perioada următoare. Nu știu dacă a și fost publicat deja în Monitor Oficial sau nu, dar da, a fost o știre chiar zilele trecute am auzit cu privire că la acest subiect. Exact, am auzit că au fost alocate ceva cote de vână, nu știu câte, dacă sunt destule, dacă nu,
Oricum, populația de urși crește destul de bine sau mult, nu știu cum să spun. Da, depinde de care parte te afli. Te afli, da. Sigur ar trebui să existe și o selecție a lor și o, să zicem, prin vânat. Doar că și acolo trebuie, aceste vânători trebuie făcute cum se făcea înainte, cu responsabilitate de către cei care știu ce trebuie să vâneze, cum. Nu așa, dăm drumul la vânat, toată lumea cu puștile prin pădure ca la nuntă. Că aici ai la român, când se dă liber la ceva, trecem în extrema cealaltă. Sigur, trebuie un pic menținut echilibrul ăsta în mediu, că animalul, el e o verigă în tot ansamblul ăsta, însă pe urs, nimeni nu-l... Ursul are grijă de lup să nu fie prea mulți în zonă, lupul de șacali și așa mai departe, de vulpi, de fiecare are e câte o verigă, are grijă de celălalt să nu se mulțească. E, pe urs, nimeni nu-l stopează din înmulțire, doar vânatul. Selecția naturală aici nu e, că nu e ceva mai mare ca ursul ca să vină să-l doboare. No, probabil ceva bol, dar nu ne dorim asta. Și aici ar trebui un pic, nu știu, probabil că au fost această lege care a fost gândită, mă gândesc gândită, că aprobată, până la ultimul la mănânt. Știu că s-a propus, să vedem ce o să fie. Pe lângă urs mai avem un animal mai micuț, așa puțin, care ne mai pune în dificultate uneori, e acea viperă, deja renumită, oriunde da, mergem, viperele vipere, da, oriunde mergem, vipere, vipere, vipere. Păi avem și aici pe cetate, la adevăr, vipere destule. La, na, ce trebuie să știm? Atacă la... fără să fie provocate? Niciodată, nici ursul. Deci nu atacă fără să fie provocat niciun animal. El e provocat dintr-un motiv sau altul. Așa și cu vipera. Mergi pe potecă, trebuie să ai un bocanc, nu un Adidas, subiect, nu un pantof sport. Peste bocanc, sunt, chiar dacă porți un pantalon scurt, că e cald acum, ok, poți să porți un pantalon lung, dar foarte subțire de vară. Un pantalon scurt, dar să ai acele jambiere sau ciorap mai lung sau parazăpezile care le folosești iarna, sunt modelul mai scurt pentru vară, să nu-ți intre nici acele de brad în bocanci de pe un picior pe altul, nici nisipul, nici pietrele și te și apără de... Sigur, doar dacă calci din greșeală pe potecă pe ea sau dai prin iarbă de ea și ea se întoarce și reacționează. Se apără, normal, se apără că n-are, nu o să strige, vezi bă că sunt potecă, dă-te la o parte. Am pățit și eu. Ați fost mușcat? N-am fost mușcat, a fost cu câinele meu care s-a oprit brusc, a început să latre și eu mă uitam după urs, pe deasupra, în loc să mă uit în jos. Până mi-am dat seama că de fapt era în fața mea, se retrăgea din potecă. Dar câinele a insistat să latre și să mă oprească. Eu, deci ca, eu ca berbec să... mă uitam înainte. Na, vedeți? M-am gândit la cei mai răuri. Băi, eu fiu urs, o fiu ci să mă oprește. M-am uitat în jos, am văzut atunci că se retrage. Nu, zic, mulțumesc. Deci ar fi bine să ne luăm animalul de companie, da, câinele că... respectiv. Da, bine, noi, și câinele bine să le iei cu tine, să fie în lesă, să nu alerge după animale sălbatice și aici sunt niște reguli. Da, intră pe site-ul Parcul Național Reteza și acolo sunt toate regulile de vizitare, locuri de campare și tot ce trebuie. Sau pe Zero Salvament, o aplicație foarte bună, acolo iarăși găsește date despre toate traseele din județul Hunedoara și nu numai din județul Hunedoara, din toată țara, de-a pe masiv muntoș, pe zone de unde vrei să te duci, pe stațiuni, bine, când e iarnă, îți dau și pârtile deschise, care sunt deschise, grosimea tratului de zăpadă, aplicație, cabane care sunt deschise, vreme și nu în ultimul rând, pe Zero Salvament e acel, deschizi acea aplicație și din dispeceratul nostru vezi turistul care a deschis aplicația și vrea să logheze la aplicație, îl vezi tot timpul pe unde e, dacă se rătăcește cu un simplu click, noi îl vedem, putem să-l coordonăm chiar din dispecerat. Chiar dacă nu are semnal, poate în acea zonă. Vedem ultimul traseu și presupunem, facem o mică, un mic calcul și știm exact unde. Cam știți care sunt zonele abordate exact de către turiști. Păi vedem pe unde s-a dus până la unde a avut semnal. Și
e mai simplu. Refugii mai avem, care pot fi și folosite de către turiști? În perioada asta, cel din Bucura e folosit de către echipele Salvamont pentru a face permanență acolo și a acorda prim ajutor în caz de nevoie. Bine, în limita locurilor, sigur, și acolo, dacă sunt intemperii, gen furtuni sau alte acolo mă gândesc fenomene. Că în situații de genul acesta nu mai ține nimeni cont că sunt refugii pentru 10 persoane. Dacă sunt 20, cred că reușesc acum să se înghesuie cumva pentru a se proteja. Exact, de capacitatea refugiului, că pot să intre 20, dar ca într-o 10 oameni într-un trabant. Nu vă gândiți că trabantul care nu mai e, cei care sunt tineri nu prea știu ce e la trabant. Sau într-o mașină, nu poți să bagi 12 oameni. Sau îi bagi cu forța, dar na, cam asta e rezultatul. Sigur, sunt refugiile de creastă, sunt refugii în Poiana Pelegii, care pot adăposti și turiști în caz de nevoie. Refugiul din Zănoaga este deschis și pentru turiști. În Stâna de Râu, în Balea, cu condiția ca să lași curat, nu să lași gunoi în refugiu și nici lângă refugiu, că nu e nicio firmă de salubrizare în munte care vine. Trebuie fiecare să-și care resturile pe care și le-a adus, cam astea. Deși la Zănoaga am găsit saci întregi de gunoaie în magazia de lemne, asta e. Probabil că va trebui să-l închide, să-l de tot, că atunci o să le treacă prin minte celora care au nevoie de refugiu să nu mai lase mizerii, da. Și mi-amintesc că și în anii trecuți, nu mi-aduc aminte exact care a fost refugiul, dar era distrus în totalitate cu pereți stricați, cu chestii rupte pe acolo. Toate. Adică în toamnă trec la... Deci ne ocupăm de ele să le reparăm și în primăvară. În fiecare iarăși, toamnă faceți asta. Toamnă și primăvară, da. Și adunăm gunoaiele. Și după aia ne mirăm că vine ursul în apropierea refugiului sau locului de campare. Păi nu vine degeaba. Vine că lași gunoi acolo și el vine să se hrănească. Și după aia ursul îi devine să-l împușcăm. Nu, omul îi devine. Nu știu dacă trebuie să-l împușcăm sau nu, dar omul îi devine, clar. Și tot în bătaia asta cu ursul. Te duci pe potecă, cari cu tine mâncare, vrei să-i dai de mâncare. N-ați văzut și la toate... Ce nu facem pentru un selfie, da, bun, nu? Da, exact, pentru un pe Facebook, bun. Pe toate prostiile, ne dăm jos din mașină să dăm de mâncare la urși. Da, mai mult mai vedem și unii adulți cu copii în brațe care se apropie de... Acei urși cu siguranță trebuie de acolo nu relocați, că nu iau de aici, îți dau ție și tu îmi dai mie, aia o prostie. Deci aia trebuie de acolo să dispară, pentru că nu mai sunt urși. Ei sunt obișnuiți să li se dea de mâncare. Nici iernile nu mai sunt cum erau. Ursul, când era zăpada de 2 metri, stătea în bârloc. Acum se plimbă și iarna, că nu e frig, nu e mai zăpadă mare, mai își caută de mâncare, mai găsește un tomberon. Ați avut vreodată vreo întâlnire așa de gradul zero cu un urs? Da, pe potecă. Față în față. Și eu și el a rămas surprins. Bine, mai mult cred că eu, da. N-ai timp de reacție. Că nu v-ați făcut un selfie, nu? N-ai timp să scoți telefonul. Am mai avut colegi care a trecut ursul. Băi, n-ai făcut poze. Du-te, bă, deci n-am avut timp nici să fac pe mine. Dar am uitat să scoți telefonul. Am și uitat să respir, vorba aceea. Dar ursul s-a întors repede, s-a speriat și el și a plecat în direcția opusă. Na. Ce înseamnă față în față? Pe față în față, 10 metri, nici atâta, da. Păi, da, pe potecă nu e drept. Șneapă, era în pădure, nu era în potecă. Nu era în șneapă. Pe urmă l-am ziua? Văzut ziua, da. Am văzut ursoaica cu doi ursuleți, dar am văzut o gen, ea m-a simțit din timp și a luat-o prin șneapă. N-am văzut decât cum mișca mai mult șneapănul și mai puțin unde erau ursuleții. Am mai văzut ursoaică cu 3 pui, ceea ce n-am văzut niciodată, cu 3 ursuleți. Și am văzut-o acum 3 ani, acum 2 ani și anul trecut numai un ursuleț am văzut, care era deja mărișor. Dar ursoaica am văzut-o în același loc, în aceeași poiană. Se spune că sunt mai periculoase ursoaicele care au pui. Acum, ca orice mamă, ca orice care mamă. Își apără puiul, na, ce să mai zic de acum. Normal, logic. Deci asta a fost experiențele cu, da, pe care le-ați avut. Sunt multe și bine, de pe o față pe alta l-am văzut, de pe un față pe alta a unui versant peste vale, dar na, te uiți cu binocul, te uiți și vezi, da. În siguranță, cumva te simți mai liniștit, da, să spunem. Tu, ca persoană, da.
Dar, na, sunt, apar urși. Am, colegi de-a mei au avut experiență în zona de campare la Zănoaga cu ursul. S-au întâlnit față în față și au fugit în refugiu, au rămas bocancii la locul faptei. Bine, și ursul a fugit. În... Venea spre el și el s-a întors și a fugit. De ce venea spre el? Pentru că între ei, de fapt, era intrarea în jneapă, unde ursul trebuia să intre să... Dar bine, a râs o săptămână până când ne-a povestit, că nici n-a mai putut să articuleze nimic, să zică ceva. Să... Da, sunt de-astea cu ursul. Da, avem destule. Poți să scrii... cel puțin un roman, sau un roman și mai multe volume. Volume întregi, da, volume întregi. Da, ursul vine la stână, cu siguranță la stână, să-și ia oaia, mielul, atacă și animalele astea domestice mai mari, și vacile, și cai. Deci zici că fugi de urs. N-ai cum, că fuge mai ajunge calul din alergare, na, te cațără în copac. Deci asta toate șansele și de... dacă ne cățărăm undeva, nu suntem în siguranță. Au apărut pe piață acele spray-uri care unii le poartă, am văzut destul de mulți. Da, sunt ne ajută. Bune, ne ajută, însă nu trebuie, acum trebuie să și știi să-l folosești, să-l ai undeva la imediat, să, la îndemână. Nu să-l ai în rucsac, atunci tai să îi pui stop joc, hai să scoatem spray-ul, să-l desface siguranța, să ai undeva la îndemână, însă nu trebuie acționat spray-ul decât dacă într-adevăr ursul te atacă, pentru că s-ar putea să-l enervezi mai tare și să produci o chestie care de fapt el s-a speriat și vrea efectul să plece să și tu efectul invers. Să fie invers. Deci, na, dar și aici trebuie să ai un pic de stăpânire de sine ca să-ți dai seama dacă te va ataca sau nu. Adică lasă să vezi. Oricum el e eficient de la o distanță maxim 10 metri. Eu cred că nu știu dacă la 10 metri acționează așa. De, și să nu bată vântul dinspre el spre tine, că atunci ai pus-o de mămăligă. Da, să fii foarte atent și când apeși, nu? Pe acel dispozitiv, da, să nu cumva dai sub să-ți braț, dai singur. Salvamontul, da, salvamontiștii se pregătesc continuu. Da. Dumneavoastră vă pregătiți continuu, chiar dacă sunteți n-avem deja... Încotro. Exact. Și știu că în anii trecuți ați participat la unele competiții și la nivel european, din care v-ați întors victorioși. Anul acesta... Anul acesta facem o mică pauză. Am doi băieți foarte buni care o să-i relochez în concurs, însă au, ca noi toți, de fapt, câteva probleme medicale, la unul la un picior, celălalt tot la picioarele astea, obiectul muncii, deci noi ne deplasăm mult pe jos. Și au făcut operații și acum sunt în stadiu de recuperare. Sperăm ca multă sănătate la sfârșitul anului, da, sau anul viitor cel târziu să intre în competiție. Sigur că o să participăm la toate concursurile cu ceilalți membri ai echipei. Nu ne lăsăm, pentru că și ei sunt foarte pregătiți. Mai mult decât atât, avem stagii de pregătire obligatorie, pregătire profesională obligatorie. Vom avea unul în toamnă, pentru că vara n-avem cum și n-avem timp și n-avem când. Vom avea unul, cred că în Cheile Buții, un exercițiu mare cu toate echipele și o să vă invităm să veniți să vedeți ce înseamnă o pregătire cu preluarea accidentatului din perete, cu transportul lui peste o zonă accidentată, cu acordare primul ajutor, cu transportul pe un plan înclinat foarte abrupt, multe chestii tehnice pe care lumea nu le vede. Nu e neapărat un sport, e un cumul de sporturi și de un act și de act medical pentru care trebuie fiecare salvamontist are pregătire și absolut, în de paramedic, medicală. Majoritatea sunt paramedici și pregătirea medicală care se face în școlile de salvamont și bineînțeles la fiecare an cursuri de pregătire profesională obligatorii, iar la 3 ani te reatestezi din nou. Pentru că indiferent s-ar putea, de experiența, de vechimea pe care ai în acest indiferent, la 3 ani se dau examene de reatestare și examenele sunt foarte stricte și avem medici care vin la reatestare de la celulele SMURD, de la ambulanță, care vin în comisia de reatestare. Deci nu e o joacă să te joci cu viețile oamenilor și atunci și examenele sunt un pic mai severe.
Bine, nu sunt imposibile. Fiecare examen e și teoretic, dar la noi practica este cea care, pe care se pune accent foarte mult. Este și firesc de altfel, da, să se întâmple. Dacă sunt poate tineri care își doresc să aibă măcar pentru câteva luni o astfel de experiență, să vină ca voluntari poate și să, da, vă sprijine, au această posibilitate? Sigur, chiar facem un apel aici. Nu, din ce în ce mai puțin tineri vin în, să zic, în structurile noastre în primul an, în primul rând ca voluntari, și să vadă cam cu ce se mănâncă partea de salvare montană. Cam acesta ar fi parcursul, nu? Primul pas ar trebui să fie voluntariatul în salvare. Da, iar ca să devii salvator montan trebuie să fii aspirant undeva la 2 ani de zile. Nu poți să cumulezi toată experiența și tot ce trebuie să faci în mai puțin de 2 ani. Pentru că sunt cicluri de pregătire de vară și de iarnă și n-ai cum să faci pregătirea de iarnă vara. Și atunci în 2 ani de zile se zicem noi că treci prin toate cele aproape 600 de ore de pregătire obligatorie. Undeva vreo 400 se fac în centrele de pregătire locală și pe urmă la centru școală din Padina, acolo se, de fapt, sunt 4 cicluri de examinare, să spunem școală cu examinare. E ciclul de câte 10 zile. Ciclul de vară 1-2, de iarnă 3-4. Treci de ciclu 1 începători, mergi la ciclu 2 începători, ciclu 3 avansați, ciclu 4, care sunt vară iarnă. Acolo e, toți instructorii văd cum lucrezi, cum ești format ca salvator montan, lucru în echipă. Se pune mult accent și de fapt asta e și baza pregătirii noastre, lucru în echipă. Deci echipa trebuie să lucreze ca un singur element. E cam greu să fii individualist în, da, ca nu salvator poți, pentru montan. Că te duci în școală și spune, te aliniază, de unde sunteți? Voi de acolo, voi de acolo, ia unul de aici, unul de aici, unul de aici, unul de aici și se face echipa mixtă. Fete, băieți, nu contează, pentru că vin într-adevăr și fete, încep să vină și fete în structurile de salvare montană și noi avem, avem până acum 3 fete. Cum se descurcă? Cu experiență, foarte bine, foarte bine. Și atunci acolo se vede lucru în echipă, pentru că asta contează foarte mult. Nu trebuie să fii vârf, să fii cel mai bun schior, cel mai bun alergător, că n-ai ce face de unul singur. Totul se desfășoară în echipă. Degeaba ajungi primul la fața lucrului, că nu poți să-i pui corect o cervicală singur. Încerci, dar nu, n-ai cum. Atunci totul se desfășoară în echipă. Toată echipa merge la accidentat. Acolo se face, cum zicea un doctor care ne preda partea medicală, acolo se face spital în jurul accidentatului. Nu te chinui să tragi de el, să-l aduci jos. Trebuie să-l ia curs primul ajutor, să-l stabilizezi, să-l împachetezi și pe urmă să-l transport în siguranță, că asta e marea problemă, transportul în siguranță pe toate stâncile și așadar, cei traseele care își doresc, poate pe există, toamna aceasta pe să aibă o astfel de experiență. Da, există pe site-ul nostru toate numerele de telefon. Vin la Deva, la birou, mă contactează pe mine sau șefii de formație. Cu mare drag îi așteptăm, le spunem despre ce-i vorba, ciclul de pregătire există. Tot, aveți tot ce nevoie, trebuie, mă gândesc, nu? În continuare avem, de oameni. Sigur că de da, oameni. Avem în centru de pregătire de la Răușor, avem și formatori, avem instructori, deci nu e nicio problemă. Și noi ne pregătim continuu. Nu numai ei, deci așadar, se pregătesc alături de noi. Exact, da, împreună. Exact. Iată, din nou, da, acea echipă de care spuneți. Echipamentul și tot ce-i parte de siguranță îl punem la dispoziție noi, adică hamuri, corzi, căști, tot ce. Echipamentul individual, care sunt destul de scumpe, totuși. Da, echipamentul individual trebuie să aibă fiecare, adică un bocan cu o haină, un tricou, alea trebuie să-l aibă în prima perioadă, după ce el își termină stagiul de pregătire și trece de examene și ia calificarea de salvator montan, că e o calificare, e o meserie, atunci beneficiază de toate avantajele unui salvator montan, adică echipament, transport, cazare, tot, tot, tot. Și salariu, probabil, nu? Dacă ajunge, dacă la ajunge angajat. Aici, cu sprijinul Consiliului Județean, sperăm să mai putem angaja sau să mai
scoatem, să mai scoată Consiliul Județean noi posturi de salvatori montani, pentru că este un județ foarte greu și salvatori montani sunt din ce în ce mai puțini. Vorbesc de cei voluntari, 18 angajați. Da, 18, într-un puțin, județ, într-un județ, ca Hunedoara... da. Păi înainte lucram, sau lucrăm și acum cu un număr de 60 și 2, 60 în, cu cei de la Salvați pe 80 de salvatori, vă dați seama. Dacă n-am avea voluntarii, nu știu ce am putea face, cam destul de dificil ne-am descurcat. Ultima întrebare, că suntem la final de emisiune, vara sau iarna, care este cel mai dificil pentru dumneavoastră sezon? Vara. Vara? Păi, una e să mergi 5 ore până la accidentat și una e să-l iei de pe pârtie. Corect, pe pârtie, acolo unde se întâmplă acolo de cele mai multe ori cele mai multe accidente. Cele mai, așa este, dar acolo îi ai pe, într-o zonă gata, stabilită, pe pârtile de schi. Bine, mai sunt și răzlezi de ăștia care se duc pe schi de tură, dar cazurile sunt puține. Dar vara se împrăștie în tot. Sunt peste tot, peste și tot mai mulți. Și unde nu te aștept. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Să aveți cât plăcere. Mai puține intervenții, ce să zic. Da, cât mai ușoare. Sau cât mai ușoare. Puțin, nu știu dacă o să avem, dar mai ușoare. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Așadar, dacă vă doriți să parcurgeți anumite trasee acum în munte, nu uitați să fiți echipați corespunzător și dacă vedeți vreun salvator montan în zonă, opriți-vă, întrebați-l despre traseu, întrebați-l despre tot ceea ce vă doriți să știți, cu siguranță veți primi răspunsuri și răspunsurile acelea poate vă vor salva și viața în anumite situații. Să aveți o după masă răcoroasă, numai bine!